Suntem pe data de 6 mai 2024 și voi încerca să vă arăt cum fac eu transfazarea. Vedem dacă pot focaliza un pic, să măresc așa celulele. Îmi tremură un pic mâna. Asta este, dar vreau să vă arăt cam cum funcționează. Aici avem o larvă foarte bună, aici se vede. Așa, eu fac un pic de loc. De obicei așa procedez. Acum nu transvasez, dar vă arăt cum se face. Asta pentru viitor, adică pentru cei care vor să se apuce de așa ceva. Să vin cu așa de transvazat. Mă uit prin telefon acum. O să încerc să iau această larvă. Deci se bagă pe aici. Se apasă ușor. Nu știu dacă am nimerit-o. N-am nimerit-o. E un pic mai ciudat așa. Ia să vedem dacă am luat-o. Da, este aici. Deci așa se ia larva dintr-o celulă. Cred că am reușit să arăt și tot așa se va lăsa pe fundul unei celule. Să caut o celulă goală. Băgăm, apăsăm un pic pe acest arc, care un arc, și lăsăm pe fundul celulei. Bun, iată cum arată acest unealtă de transvazat. Deci foarte simplu, astfel iei câte o larvă frumos și o muți în cupulă. Eu tocmai ce am dus la stup. Avem aici mai multe larve bune pe care le-am putea muta. Iată și aceasta e bună și aceasta e bună de aici. Deci iată cum arată. Chiar și aceasta e bună, un pic mai mare, dar este bună. Aceasta deja este un pic cam prea adultă și este ale muții. Bun, sper că s-a înțeles cum se procedează. Până data viitoare, numai bine!